a fosse intreptată spre tine, chiar la corturile tale, zice Domnul prin Duhul Sfânt, te va slăit de puteri, zice Domnul, pentru că niște străini îți mănâncă puterea și te văd fără vleagă și putere înaintea duhurilor vremii, zice cel atotputernic. De aceea am hotărât în seara aceasta să fac o strigare, treziți-vă, poporule, că-i vremea de ațipire și cei mai mulți dormiți somnul nepăsării, zice cel atotputernic, iar alții sunteți înfășurați de legături străine și sunteți robiți de patimi neîngăduite, zice cel atotputernic, iar unii dintre voi sunteți biruitori în luptă, dar lupta este aprigă și biruința e câștigată prin luptă grea, zice Duhul Sfânt. Am hotărât să vă mai vorbesc în milă și în durare și să fac o strigare. Treziți-vă, străjerilor, treziți-vă voi din fruntea poporului care v-a pus pe turnuri să vegheați și ați părăsit locul vegherii, zice cel atotputernic. Mi se îndreaptă privirea spre voi și lovit menii canadiez și vă văd că v-ați dedat la lucruri care nu-mi plac împreună cu poporul și poporul duce lipsa de pâine și apă curată, strigă Duhul Sfânt, iar către voi, tinerilor, unde vă este lupta care altădată duceați? Unde vă este râvna? Unde sunt rugăciunile? E lumii smerii canadiez. De ce ați părăsit locul așezării? Că vrăjmașul de târcole și caută să prindă prizioneri tot mai mulți. Unii dintre voi sunteți legați cu legături străine. Astăzi am hotărât să strig împotriva lucrurilor care s-o scârbă înaintea mea, poporule. Sunteți într-o formă de vlavie unii, dar tăgăduiți puterea mea și încălcați în picioare cuvântul Scripturii, zice Duhul Sfânt, mă voi judeca aspru, sunt Dumnezeu și mă vreau cu gelozie, că sunteți ai mei, zice Domnul, iar din pricina nevegherii nu aveți biruință împotriva duhurilor vremii care sunt răspândite și luptă ca să prindă tot mai mult popor și să câștige de partea celui rău, zice Domnul. El o vismerie, am primit și spre mamele sincere care plâng și care caută tot mai mult să-și apropie copiii de altar, dar elovii smerii canadiez, unii și întorc spatele, elovii smerie și întorcându-și spatele, tăgăduiesc puterea mea, vine vremea când voi intra cu cercetări grele în poporul acesta, voi cerceta capii de familie, voi cere socoteală, elovii smerie de nevecherea voastră, voi cere socoteală din mâna voastră, voi cere socoteală, zice Domnul, pentru că n-ați luptat și copiii voștri se departă tot mai mult. Elovii smerie canadiez, poporule, în seara aceasta am hotărât să vă strig și să vă chem pe lume, să renunțați la lucrurile slabe, sărăcăcioase, care vă mănâncă puterea. N-aveți putere de rugăciune, n-aveți putere de jertfire, n-aveți putere de iubire, n-aveți putere de răbdare, zice Domnul, vin curând
torturile celor sinceri, ca să ridic durerea și tristarea și să aduc biruință, iar alte corturi care sunt rânduite să fie în ceata miresei, să-i cobor prin voi adânci, să-i trec prin cuptoare fierbinți, să nu se piardă în vâltoarea vremii, zice Duhul Sfânt.